Studio Slavic și azi e vineri. Ce zi plină cu nori. M-am gândit să fac un videoclip cu întrebări. Dar nu toate întrebările au ieșit cum a trebuit. Credeți că așa ceva nu se poate, nu? Hai să vedem noi cum au ieșit toate întrebările și o să răspund la toate. Ai YouTuber pe care îi gândești? Care sunt aceștia? Păi, nu cred că există YouTuber pe care să-i detest. Adică, da, sunt YouTuber care să nu-mi placă, dar nu vreau să dau nume pentru că, știi, aș strica oarecum o chestie și după aia o să sară poate toată lumea cu gura. Și ca să știți, pe canal nu am niciun dislike pentru că eu prefer să nu dau like decât să fac lumea să se simtă prost. Hai să trecem la următoarea întrebare. Da, nu-mi plac stafidele. Câți ani ai? 12, în septembrie fac 13. În ce clasă ești? A șaptea. Care este ultima carte pe care ai citit-o? Chemarea străbunilor. Îți iei palme după gât la școală? De obicei nu, dar au fost momente când s-au mai întâmplat chestia asta de câteva ori. Cine e cel mai bun prieten al tău? Davidu-tăză pe tru-tăză? De unde ai inspirație pentru nume? De la Davidu-tăză pe tru-tăză. De ce îmi citești numele greșit? Când l-am citit eu greșit? Da. Pentru că tăză se citește ț și toată lumea o să citească ț în afară de mine pentru că eu zic tz. Și m-a surus și eu momentul în care zic ț în loc de tz. Ce plănuiești pentru viitorul canalelor? Păi da, plănuiesc să fac cel puțin un ca de abonați pe fiecare canal. Pe la tutoriale sper să am măcar 10k și pe asta să am mai mult succes. Ce părere au colegii tăi despre canalul tău de YouTube? Păi da, ideea e că colegii mei nu prea se interesează de mine așa mare parte. Dar da, colegii mei, unii se abonează, aia care dau hate băieților nu se abonează, dar asta e viața, n-ai ce să-i. Păi, cam atât au fost întrebările pentru astăzi, dar nu uitați că pe viitor vă mai face și alte Q&A-uri și nu uitați să treceți și voi prin canalul meu, dar să vă strecurați o leacă prin canalul David Super Creator, pentru că am mai postat și eu acolo vreo două videoclipuri care s-ar putea să vă ajute în caz că nu știți să faceți anumite chestii. Hai, v-am lăsat! Pa!